Înainte de a începe acest episod, fraților, vreau să-i fac o promovare a micului meu Cosmin de. Este un tip foarte, foarte de treabă și din câte am văzut face live-uri și episoade cu Dead by Daylight. Putem merge aici la videoclipuri. El are doar 762 de abonați momentan, dar sper să ajungă și el mai sus. Merită măcar 1000, părerea mea. Avem aici câteva episoade Dead by Daylight, Dead by Daylight Live cu Dead by Daylight. Am văzut că joacă și CSGO, după cum puteți vedea și voi pe această... episod, de fapt, sau stream. Nu știu sigur, cred că e un highlight sau ceva, nu știu. Are pe aici CSGO, are Raft, are mult mai multe chestii, are DLC-urile de la Dead by Daylight, văd că are și vloguri, The Forest. Nu știu, mi se pare că face o treabă foarte bună, o treabă care pur și simplu nu este apreciată destul de mult și sper că vom reuși să-l ajutăm și noi pe el să urce cât mai sus, să devină și el mai cunoscut, pentru că merită. Nu știu de ce nu ar trebui să ajungă și el măcar la 1000 de abonați, pentru că nu știu, mie personal îmi place ce face el aici. Voi da și un subscribe aici pentru că merită, deci e clar treaba, are subscribe de la mine. Ok, fraților, veți găsi linkul canalului lui în descriere și îl voi pune acolo pentru o săptămână întreagă sau 4 zile sau 3 zile, ceva de genul. În fine, însă cam asta a fost cu promovarea. Haideți să dăm și noi drumul la episod. Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod de Dead by Daylight. Suntem aici, pac, pac, pe Macmillan Estate. Nu știu ce killer este, dar... Oh, hello, nu m-ai văzut. Am sneaky peeky chiar aici, nu mă vezi? Fugi, bă, câine! Uaa, ce bolangiu ești! Catch wrecked! Mam! Fail number one! Wahan! Catch wrecked, Terino! De ce ești volangiul ăsta care te crezi tu șmecher când nu ești tu șmecher? De ce te crezi tu șmecher când nu ești tu șmecher? Well, killer stun again! And again! And again! And again! And again! Killer Bolangiu. Ce om! Nu din nou. What fuck? Whoopsie! Dacă mă verifici aici, e clară treaba. Wow, doamne. Și știu că am un fir de păr pe aici care stă așa mai stricat, dar e ok, e firul meu de păr. Face parte de mine, n-ai ce-i face. Nu știu, tipul ăsta joacă bine. Hats down. Mă rog, eu mi-aș da căștile jos, Damielene, și plus că trebuie să aud, mă înțelegi? Dacă vine și n-am căștile pe cap. E vai, șamar. Posibil să aibă whispers, ce-i drept. Am făcut boldness-ul destul de mult. Oh, dacă ai whispers, degeaba ai whispers, nu se aude în dulap. Mă rog, se aude, nu se vede în dulap, degeaba are whispers, pentru că nu te poate găsi în dulap. Nu îi zice că ești în dulap, pentru că ești invizibil. Sunt una cu cărămizile. Haide, number Vahan. Ok. Oh, cineva sabotează. Good to know. Am văzut-o și pe Clouded pe acolo. Sper că nu vine pe aici. Killer-ul ar fi foarte, foarte nasol. Însă cred că am o idee cum să dau juke pe la paleți pe acolo. Nu, l-a prins pe The Godfather. Cum ești urcat pe acolo? Te-ai urcat pe vreun hill sau ceva?
Man, are tanatofobia, pot să jur chestia asta. Oh, decisive, nice, bro. Hello. Oh, domnul Dwight. N-aveai și tu lider. Ce om. Mare om, mare saboteor. Saboteor. Ok, vede acolo una... un chest. Chiar n-ai de gând să vii să mă ajuți? Ce om ești, bă. Adică, înțeleg că sabotezi și faci un bine, dar... ce om? Ce om? Ce caracter? Nu, mi-am consumat Spring Burst-ul. Fuck! Dude, ajută-mă. Nice. There we go, dude. Oh! Oh, rage quit-ul! Rage quit-ul! Ok, fraților, păi în cazul acesta vom reveni cu al doilea match. Eu voi pune pauză și ne vom vedea atunci. Ok, ok, și am revenit. Suntem tot pe Out Heaven Recares. Ok, să vedem ce reușim să facem. Avem aici un generator. Pac, pac. Bun. Suntem focusați pe chestia asta. E asistenta, dude. Din nou. Nu, nu am chef de asistentă. Nu știu, pur și simplu nu-mi place asistenta. Yeah. Mă rog, îmi place să joc cu ea, dar nu-mi place să joc împotriva ei, dacă stăm să ne gândim așa. Ok. Pac, pac. Deci, fraților, eu filmez episodul ăsta, mă rog, meciul acesta, la 4 ore după primul meci. Pentru că, na, de ce nu? Este ora respectiv 6-7. Deci, da, e bine, eu n-am dormit de ieri, dar nu-i nicio problemă. Stăm și filmăm. Hello, unde te duci tu? Câine? Câine? Haideți să facem și noi aici. Pac, stai, nu-i asta. Pac, 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 pac. Vin punctele. Aoleo, stați că vine asistenta. E clar treaba, unul din noi va fi fugărit. Dar nu cred că voi fi eu sau posibil să fiu eu. De obicei sunt eu. Aha. Și eu merg să ciodesc, ca de obicei, mohaha. Ahaha, ahaha, ahaha. Ahaha. Nu-mi pasă. I am egoistus maximus. Și voi sta aici, haha. Ha. L-a prins pe domnul Miracle Boy. Miracle Whip. Aoleo. E pe aici, e pe aici, e pe aici. Trebuie să mergem sneaky peeky pentru că altfel ne găsește. Unde era? Văd un generator pe aici care trebuie făcut pentru că I got them balls, mate. Aici nu prea ai face generatorul pentru că, nu știu, dintr-un oarecare motiv e fix la basement. E o locație destul de deschisă, mă rog, e într-o încăpere, dar e deschisă. Pentru că asistenta va veni pe aici, pac, 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 pac. Sper să ai Iron Grasp și să încerci să-l aduci aici, pentru că am un palet foarte, foarte delicios pe care cred că te-ai bucurat să-l guști. Dacă ești bolangiu și-l aduci spre mine, ești un bolangiu foarte mare. Se duce înapoi, ok. Ok, înțeleg. Ok. Sunt și eu pe aici, pac, 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 un megușor sau o megușor care repara un generator în mijlocul unei case. Am auzit bătaia inimii pentru o secundă. O aud pentru mai multe secunde. Hai, ești blanjul de la care campează. Well, my friend Miracle Boy, eu nu las pe nimeni în urmă, deci pregătește-te să fugi.
Get shrekt. Pa 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 pa. Wow, what the actual fuck, dude? What the actual fuck? Dude, are you like fucking serious? Te înțeleg, dude, că îl campez, că ești bulangiu, că am făcut generatoarele, dar dacă ți închipui că mă vei prinde și pe mine, bă, asta e o idee foarte, foarte proastă, pentru că eu voi scăpa, pentru că eu scap de fiecare dată. Știi că scap de fiecare dată. Get motherfucking wrecked, boy. Ho ho. Ți-am spus, nu m-ai ascultat, ai fost bolangiu. Bolangiule care ai fost tu, bolangiu. N-ai vrut să mă asculti. Eu mereu scap. L-a prins pe domnul virgulă. L-a dat pe domnul virgulă pe jos. Fiecare pentru el. Nom 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 nom. Puncte, 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 puncte. Easy game, easy life. Ce să mai zici? Îți spun eu, nu ai ce să mai zici. Câte puncte am făcut? Câte puncte am făcut și killer 1990 ce? Bolangiu, 14.000. E ok, hai să mergem și noi pe upgrade. Pac, 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 să vedem ce putem da pe aici. Pe domnul Ace. Și eu da, nu avem facecam-ul pentru că, da, nu tocmai practic după o seară nedormită, vă dați și voi seama că nu arăt tocmai perfect. Ok. Și mai avem 10.000 de puncte care pot fi folosite pe aici, pac, pac, pac. Vrem lua, voi lua chestia asta, voi lua Saboteor 3 pentru că nu-mi place parcul ăla. Și cam atâta, well, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, fraților. Nu uitați, dacă vreți să vedeți în continuare episoade de Dead by Daylight și live-uri cu Dead by Daylight, să dați și voi acolo un like, un share și un subscribe ca de obicei. Iar până la viitoare, eu am fost Alex, a.k.a. Titan, a.k.a. Mandarina Chef, a.k.a. Pateu, a.k.a. Dodge, a.k.a. ce vreți voi pe acolo. Bye, bye.